Cum vezi meciul de mâine cu Chindia? O să fie un meci destul de dificil, fiind o echipă de prima ligă, deși situația lor în clasament nu e așa bună, însă sunt o echipă de nivel superior și o să fie un meci destul de dificil. Cât de mult va conta pentru Steaua faptul că nu joacă în Ghencea acest meci? După părerea mea, contează foarte mult. Nu jucăm acasă, jucăm pe un teren neutru. Să vedem câți suporteri o să vină. Am înțeles că se mobilizează destul de bine și sper să ne simțim ca acasă. Psihic, tu și colegii tăi sunteți afectați de această suspendare primită de la Federație? Tot pe teren jucăm. Fotbalul e același, chiar dacă joci pe Ghencea sau pe alt teren, că terenul tot dimensiunile alea le are. Ești pregătit de o nouă serie de lovituri de la 11 metri? Dacă se poate să câștigăm în primele 90 de minute, dacă se ajunge la 11 metri, sper să fac mult mai bine ca meciul trecut din faza trecută a cupei și să ne calificăm mai departe. Cum se antrenează un portar pentru aceste momente? Sunt câteva chichițe de ale noastre, de ale portarilor, nu se spun astea, că se uită și ceilalți jucători. Și cu sfatul antrenorului de portare, atunci e și de intuiție, până la urmă. Mai ai emoții înaintea unei lovituri de la 11 metri? Nu ai emoții la 11 metri, că dacă scoți, știi, este rău, dacă nu scoți, ai luat gol, e un moment rău că e gol, dar trebuie să faci cât mai bine să scoți și să ții echipa în joc. Ce le promiteți fanilor în această ediție a Cupei României? În primul rând trebuie să câștigăm mâine, să intrăm în grupele principale, unde vom întâlni echipe din nou, echipe de Liga 1, după cum știți. Le promitem că o să dăm totul mâine și o să ne calificăm. Forța Steaua!